Orașul Negreștoaș se va înfrăți cu municipiul Alter de Chao din Portugalia, o localitate în care trăiește o comunitate importantă de români, inclusiv cetățeni din zona Oașului și a Sătmarului. Primarul orașului Negreștoaș a avut o primă întâlnire cu primarul din Alter de Chao în cadrul unui eveniment care a avut loc în data de 11 februarie anul curent. În perioada următoare vor fi făcute demersurile legale, astfel încât protocolul de înfrățire să fie semnat în vara acestui an. Primarul Aurelia Fedorca a declarat că parteneriatul de înfrățire dintre cele două localități reprezintă o punte de legătură pentru românii stabiliți în regiunea portugheză și cei de acasă, potrivit agerpres.ro.